Pe mulțimea era numerelor reale se consideră legea de compoziție x steluță y egal cu mx plus ny minus 1 pentru orice x, y aparțină lui R. M și N constante reale. Ce valorile lui M și N astfel încât M cu steluță să fie grup comutativ. Păi, odată legea este internă, evident că dacă x și y aparține lui R, x steluță y aparține lui R. De ce? Că M și N sunt reali, M ori număr real, N ori număr real, minus 1, deci legea este internă. Dar o să încep cu comutativitatea, că știți că îmi reduce la jumătate numărul de calcule după aceea. Deci facem y steluță x care e egal cu my plus nx minus 1. Pentru ca legea să fie comutativă. Deci trebuie să am x steluță y egal cu y steluță x pentru orice x, y aparțin lui R. Adică ăsta, deci mx plus ny minus 1, trebuie să fie egal cu ăsta, cu my plus nx minus 1. Reduc, trec în părți opuse, da? Și vine m minus n tot ori x egal cu m minus n tot ori y. Cum asta are loc pentru orice x, y aparțin lui R, uite, de exemplu, pentru x egal cu 1, y egal cu 0, ce îți rămâne? Rezultă m minus n egal cu 0, că ăsta e 0, da? Reciproc, dacă m minus n e 0, am 0 ori x egal cu 0 ori y, deci este adevărat. Prin urmare, iată că m egal cu n. Bun. Și atunci legea mea, hai să o rescriem, legea noastră devine x steluță y egal cu m pe lângă x plus y minus 1, da? Că m egal cu n. Bun. Sau n egal cu m e același lucru. Și acum, hai să vedem asociativitatea. Pentru asociativitate, calculez mai întâi x steluță y steluță. Deci, cine e legea? M ori suma minus 1. Îl notez cu u și vine m ori suma u plus z minus 1, adică m pe lângă. Cine e u? Ăsta. M pe lângă x plus y minus 1 plus z minus 1. Desfacem și îmi dă m pătrat x plus m pătrat y plus mz și ăștia sunt minus 2 minus 2m. Da? Pentru x steluță y steluță z, din cauza că am arătat deja că legea e comutativă, îi permut pe ăștia, deci vine y steluță z steluță x și observați cum avem permutările circulare, x trece în y, y în z, z în x, de aici, da? Și atunci cu cine este egal minunea asta? Păi venim aici și facem permutarea, adică este m pătrat y plus m pătrat z plus mx minus 2m. Ca legea să fie asociativă, asta două trebuie să fie egale. Le simplific de aici. Da? Deci asta e egal. Ia uitați, m pătrat y cu m pătrat y minus 2m cu minus 2m. Da? Ce mai rămâne? Mai rămâne așa din prima. M pătrat x plus mz egal cu mx plus m pătrat z. Da? Trecem în părți opuse și obținem m pătrat minus m ori x egal cu m pătrat minus m ori z. Cum asta are loc pentru orice x, y și z, în cazul meu a dispărut y-ul, dar nu contează, facem x egal cu 1, y egal cu 0, observați ce îmi dă, m pătrat minus m egal cu 0. Reciproc, dacă m pătrat minus m e 0, ăsta e 0 ori x egal cu 0 ori z adevărat, da? Prin urmare, am obținut m pătrat minus m egal cu 0, adică cine? Ori m egal cu 0, ori m egal cu 1. Da? Deci, iată, am odată prima lege pentru m egal cu 0, scuze. Așa. Pentru m egal cu 0, legea noastră este cine? X steluță, deci avem cazul 1, x steluță y egal cu 0 ori ceva egal cu minus 1 și a doua lege, x steluță y este x plus y minus 1, că e m egal cu. Deci până aici legea e asociativă. Îmi trebuie element neutru acum, da? În cazul 1, ce înseamnă element neutru? Să existe un e aparținând lui R, astfel încât x steluță e să fie egal cu x pentru orice x real, da? Nu mai fac și steluță x, că legea e comutativă. Dar x steluță e este minus 1, deci mi-ar da că minus 1 e egal cu x pentru orice x real, contradicție, da? Pentru x egal cu 0, 0 nu e egal cu minus 1. Prin urmare, legea asta de aici nu merge. Da? Și atunci rămâne cazul 2
Hai să luăm la 2. Deci, x plus e minus 1, ca aici, da? Egal cu x. Iată, x-ul se duce. De ce e egal cu 1? Deci, ăsta este elementul neutru. Și mai am element simetrizabil. Ce înseamnă asta? Că pentru orice x aparținând lui R, să vedem dacă există un x prim aparținând lui R, astfel încât x steluță x prim să fie egal cu e, adică cu 1. Dar ce înseamnă x steluță x prim? X plus x prim minus 1, da? Că asta era legea noastră. Observați de aici, da? Așa. Egal cu 1. Da? De unde x prim egal cu cine? 2 minus x, care evident că aparține lui R, deci legea admite și elementul. Deci care sunt valorile noastre? M-ul este 1, N-ul era egal cu M, deci M egal cu 1, N egal cu 1. M egal cu 1, N egal cu 1, răspuns corect D. Și cu aceasta am încheiat problema.